Sfântul Nifon a fost patriarh al Constantinopolului și s-a remarcat încă de la început prin harul său. Acesta a făcut o serie de profeții cutremurătoare. Potrivit acestuia, Apocalipsa va avea semne destul de clare. Atunci când sfârșitul se va apropia, omenirea se va confrunta cu încercări grele. Oamenii nu vor mai vedea calea cea dreaptă. Până la sfârșitul lumii, fiule nu vor lipsi drepții Domnului Dumnezeu, după cum nici lucrătorii satanei nu vor lipsi. În cele din urmă, cele mai de pe urmă zile, însă adevărații slujitori al lui Hristos se vor ascunde de oameni. Și chiar dacă nu vor face semne și minuni ca astăzi, vor călători necontenit pe calea cea strâmtă cu toată smerenia. Aceștia vor fi în împărăția lui Dumnezeu mai mari decât părinții făcători de minuni. În vremea lor nu va mai fi cineva care să facă semne minunate, deoarece chiar văzându nu vor vrea să înțelepțească în luptele duhovnicești. Mai mult decât atât, se pare că și fețele bisericești se vor depărta de la drumul cel drept, devenind astfel niște slujitori ai banilor. În primul rând, cei ce vor ședea pe scaunele mizericești în toată lumea vor fi cu totul străini și nici idee nu vor avea despre virtute. Vor fi robi pântecelui și a slavei de șarte, încât vor fi mai degrabă sminteală pentru oameni decât pildă, deoarece virtutea va lâncezi. Va domni iubirea de arginți, dar vai de monahii care se vor desfăta cu banii că aceștia vor fi urăciune înaintea lui Dumnezeu și nu vor vedea fața Domnului. Monahi și mirenii vor da bani cu camată și nu vor vrea să îi mulțească în Dumnezeu, prin milostenie. De aceea, dacă nu se lasă de această lăcomie, vor fi aruncați în muncile iadului. Deci atunci, cum am zis mai înainte, cei mai mulți se vor rătăce în neștiință pe calea cea largă.